Ordinul de prefectul județului Bacău numărul 366 din 23.10.2020 a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Parava pentru data de 27.10.2020, ora 11. Pentru cât din numărul total de 12 consilieri stabilit prin ordinul prefectului județului Bacău numărul 225 din 14.07.2020 pentru Consiliul Local Parava au fost validate un număr de 12 consilieri, fiind astfel întrunite condițiile legale pentru convocarea ședinții privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Din numărul total de 12 consilieri al cărui mandate au fost validate de către judecătoria Bacău, sunt prezenți un număr de 12 consilieri. În continuare, îl rog pe secretarul general al primăriei Parava să ne prezinte care este cel mai în vârstă consilier, precum și doi dintre cei mai tineri consilieri. Îi invităm pe cei trei consilieri să ia loc la masa prezidiului pentru a conduce prima parte a lucrărilor de ședință. Seniora de vârstă al Consiliului Local, Parava, este domnul Ionache Constantin. Domnul Ionache. Dacă nu mă cunoașteți, asta sunt. Adun scaun. Junior. Da. Da, sunt domnul Cicinion. Prezent. Domnul Sucinion. Invit domnilor să prezideze această vizită la Consiliul Local. Domnul Ionache, aveți cuvântul. Domnilor consilieri, invitați și domnule primar, și restul de la domnul delegat de la prefectul, domnul prefect. Astăzi se întrunește Consiliul Local Parava pentru constituire și depunerea jurământului la consilierilor și aplicat. O să invit pe domnul Sucit Petru să dea citire încheierii judecătoriei Bacău, prin care au fost validate cele 12 mandate ale domnilor voastre. Un mandat a fost invalidat datorită renunțării la mandatul de consilier local al domnului Gheorghe Costel. Domnul Sucit, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamna secretară. Încheiere, ședința publică din 19 octombrie 2020. Cuplentul compus din președinte Ciprian Constantin Țiraș, grefier Elena Figurați. Pe rol judecarea cauzei civil privind pe petent Consiliul Local Parava, având ca obiect validare mandat consilier. Desfășurarea ședinței de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio în conformitate cu dispozițiile articolului 231 alineat 4 cod procedural civil. La apelul nominal făcut în ședință de camera de consiliu au lipsit părțile. Procedura este legal îndeplinită fără citarea părților. S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care instanța procedează la verificarea competenței în temeiul articolului 529 cod procedural civil. Așa se recunoaște prezenta cerere la constata 57. Instanța constată că la dosar secretarul general al Comunei Parava a depus documente de vârstă la articolul 114 din 9G, numărul 57 din 2019, adresa prin care s-a solicitat validarea a 12 consilieri locali, s-au atașat dosarele pentru fiecare consilier. De asemenea, instanța constată că s-a atașat pentru studiul dosarelor de depunere a candidaturii aflate la grefa instanței. Instanța constată terminată cererea judecătorească și reține cauza în pronunțare. Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele. La data de 30.09.2020 a fost înregistrat pe rolul instanței sub numărul de dosar 11.759-180/2020 sesizarea biroului electoral de circunscripție numărul 62 Comuna Parava în vederea validării mandatelor consilierului local pentru Consiliul Local al Comunei Parava. În dovedire au fost depuse la dosar o serie de înscrisuri. La data de 13.10.2020, secretarul general al Comunei Parava a depus la dosar
documentele doveditoare depuse de consilieri locali declarați ales și propunerea de validare a mandatelor consilierilor locali care au depus documentele prevăzute de lege. La aceeași dată, secretarul general al Comunei Parava a depus la dosar propunerea de invalidare a mandatului consilier local al numitului Dediu Costel, ca urmare a renunțării la mandat. Analizând actele și lucrările dosarului, reține următoarele. În fapt, potrivit procesului brevat verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local la alegerile locale din 27.09.2020, întocmit de biroul electoral de circunscripție numărul 62 Comuna Parava, au fost declarat aleși următorii: Bucă Ovidiu, Sudit Petru, Pișcu Florin, Dediu Vasile, Ichim Ion, candidați pe listele Partidului Național Liberal, Soare Vasile, candidat pe listele Partidul Alianța Liberală și Democraților, Zaharia Maria, Diaconul Cristinel, Dediu Costel, Chiriac Manole, Bobov Valentin, candidați pe listele Partidul Social Democrat, Enache Constantin, candidat pe listele Partidului Pro-România, Lepădatul Ion, candidat pe listele Alianței USR Plus din partea USR. Dintre consilierii locali aleși, numitul Dediu Costel a declarat în condițiile articolului 115 din nou G57/2019 că renunță la mandat, așa cum este în declarația depusă la dosar. În consecință, secretarul general al UAT Parava a solicitat invalidarea mandatului de consilier local al acestuia. Pentru fiecare consilier în parte propus spre validare, a fost depusă la dosar documentația prevăzută de lege respectiv: cazier judiciar, copia actului de identitate, dovada calității de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales, după caz, dovada de punere la IEPA raportul privind veniturile și cheltuielile electorale. În drept, cererea a fost motivată în mod corespunzător. Așa și dispune. Admite sesizarea formulată de secretarul general al UAT Parava, validează mandatele următorii consilieri locali aleși pentru Consiliul Local al Comunei Parava: Bucă Ovidiu, Sudit Petru, Pișcu Florin, Dediu Vasile, Ichim Ion, candidați pe listele Partidul Național Liberal, Soare Vasile, candidat pe listele ALDE, Zaharia Maria, Diaconul Cristinel, Chiriac Manole, Boboc Valentin, candidați pe listele PSD, Enache Constantin, candidat pe listele Pro-România, Lepădatul Ion, candidat pe listele Alianței USR Plus din partea USR, invalidează mandatul de consilier al domnului Dediu Costel, candidat pe listele Partidul Social Democrat, ca urmare a renunțării la mandat. Prezenta încheiere se comunică de îndată prefectului județului și secretarul general al UAT Parava, acesta din urmă având obligația de comunicare potrivit articolul 114 aliniatul 5 din codul administrativ. Prezenta încheiere se comunică de îndată domnului Dediu Costel la sediul Comunei Parava, cu termen de apel de 3 zile de la comunicare. Cam atât. Doamna secretar. Da. Mulțumesc, domnule consilier. O să rog pe domnul decan de vârstă să invite în ordine alfabetică pe domniile voastre pentru a depune jurământul. Vă atrag atenția că jurământul se depune cu mâna pe Biblie și pe Constituție consecutiv. Refuzarea de a depune jurământul înseamnă invalidarea mandatului dumneavoastră. O să vă dăm fiecăruia în parte câte un exemplar al jurământului pe care domniile voastre trebuie să-l semnați. Un exemplar rămâne la domnia voastră, celălalt exemplar rămâne la dosarul de ședință. Dacă nu sunteți religioși, puteți renunța la formula religioasă, așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul președinte, în ordine alfabetică, da, vă rog să chemați consilierii să depună jurământul. Primul care depune jurământul va fi domnul Boboc Valentin. Îl invit la masă. Mulțumesc. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Parava. Așa să ne ajute Dumnezeu.
odată cu jurământul vom mâneți și o parte din actele legislative la care vă veți raporta în activitatea dumneavoastră. În momentul în care vom începe cu adevărat activitatea, o să vă mai spun și alte acte legislative la care ne raportăm, astfel încât și domniile voastre, studiindu-le îndeaproape acasă, să putem conlucra. Orice neînțelegere veți avea, orice problemă aveți în ceea ce privește legislația, vă stau la dispoziție oricând pentru a vă da lămurire. Vă mulțumesc și urez succes în continuare. Domnul Bucurovi. Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Parava, așa să-mi ajute Dumnezeu. Același lucru pe care l-am spus domnului Boboc este valabil pentru fiecare consilier în parte. Vă doresc succes și vă felicit. Mulțumesc. Domnul Chiriac Manoi. Jur să respect țara și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce este în puterile și pricepea mea, în puterile locuitorului Poporului Parava, ați mântat Dumnezeu. Același lucru prin spus și dumneavoastră, vă felicit, vă urez succes și sper la o colaborare cât mai fructuoasă. N-ați semnat aici. Domnul Dedu, facem. Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comune Parava. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Diacon, Senior. Ce domnul? Vreau să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Parava. Așa să ne ajute Dumnezeu. Doamne ajută! Vreau să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și cederea mea pentru binele localităților comunei Parava. Așa să ne ajute Dumnezeu. Doamne ajută! Domnul Echim. Da, zic. Doamne, ajută pe aici, doamne. 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 Înainte de a pune mâna pe Biblie, vreau să fac o rugăciune, doamne, să trebuie să vedem. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului comunei Parava, așa să ne ajute Dumnezeu. Domnule Pădat. Domnule Pădat. Asta nu era?
Senatul, nu aveți... Senatul, să vedem noi. Asta o luat doamna asta. Nu trebuie să vă bumbăre, amintesc, dacă nu știți ceva, mă sunați, da? Sigur, doamne, da, mare drag. Dar ne ajută, Miuța. Înainte de a depune jurământul, vreau să spun că este o formalitate, pentru că toți cei care au jurat pe Sfânta Biblie, eu cu păcatele mele, dar nici nu am studiat-o, iar toți cei care au jurat pe Sfânta Biblie, au jurat să o decolițară, nu de asta am putut veni. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce-mi stă în puterile și perceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Parava. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Eu? Da. Se pregătește minunatoare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Parava. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Haideți, domnul Tare. Suntem distanți. Hai că nu-i mai e. Vreau să respect Constituția și legile țării, să fac o bună credință cu ce stă în puterea și șeferea mea, pe binele și țării comune Parava. Vreau să ne ajute Dumnezeu. Din numărul membrilor Consiliului Local stabilit pentru Consiliul Local Parava, respectiv un număr de 12 consilieri. Prin urmare, Consiliul Local este constituit. În termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului, prin care se constată îndeplinirea funcțiilor legale de constituire a Consiliului Local. Tot atunci se va numi și următorul consilier care este pe listă. Da? Da. Domnul Ionache... Deci, noul Consiliu Local este constituit, fără cel de la Rădoaia, nu? Da, așa. Dăm cuvântul doamna secretar. Trecem la punctul 2 pentru depunerea jurământului la domnului primar. Dăm cuvântul doamna secretar. Este prezentarea încheierii
judecătoriei Bacău, prin care s-a dispus acceptarea, revocarea mandatului de primar a domnului Dedeu Costel. Rog pe domnul consilier local să dea citire aceste încheieri și după aceea domnul Dedeu Costel este invitat să depună jurământul. Mulțumesc, doamna secretar. Judecătoria Bacău, secția civilă, încheiere, ședința din Camera de Consiliu de la 14 octombrie 2020, completul constituit din președinte Alexandru Popoveniu și grefier doamna Laura Borgan, pe rol fiind judecata cauzei civile, ce are ca obiect validare primar privind repetent Biroul Electoral de Circumscripție Locală numărul 62 Parava. La apelul nominal făcut în ședința din Camera de Consiliu a lipsit petenta. Procedura legală îndeplinită, fără citare. S-a expus referatul oral asupra cauzei de către grefierul de ședință prin care s-a evidențiat părțile obiectului cauzei menținute privind la îndeplinirea procedurii de citare și stadiul procesual, după care, nemai fiind alte cereri de încuviințat sau probe de administrat, instanța, în temeiul articol 244 Cod Procedură Civilă constată, cauza în stare de judecată, iar în temeiul articol 392 și articolul 394 Cod Procedură Civilă reține cauza spre soluționare. Instanța, deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele. Privind cererea înregistrată pe rol acestei instanțe la data de 29.09.2020, sub număr de dosar 11704/180/2020, petentul Biroul Electoral de Circumscripție Comunală numărul 62 Parava a solicitat validarea mandatului de primar al Comunei Parava, județul Bacău, pe numitul Dedeu Costel. În dovedire, petentul a depus la dosar o serie de înscrisuri. La dosar a fost atașat dosarul de candidat al numitului Dedeu Costel. Analizând actele și lucrările dosarului, reține următoarele. Situația de fapt reținută pe baza probelor administrate, în fapt, numitul Dedeu Costel și-a depus candidatura pentru funcția de primar al Comunei Parava, județul Bacău, pe listele Partidului Social Democrat, PSD. Potrivit procesului verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului pentru funcția de primar întocmit de circunscripția de Comunei Parava, județul Bacău, candidatul de pe lista Partidului Social Democrat, PSD, numitul Dedeu Costel, a obținut un număr de 541 voturi valabile exprimate, clasându-se pe locul 1. Astfel, numitul Dedeu Costel, candidat din partea PSD Parava, a întrunit cel mai mare număr de voturi valabile exprimate. Dispozițiile legale aplicate și motivate pe care se întemeiază soluția, în drept, cererea a fost în mod corespunzător motivată. Pentru aceste motive, în numele regii dispune, admite cererea având ca obiect validare primar formulată de prezentul Biroul Electoral de Circumscripție Comunală numărul 62 Parava. Validează alegerea numitului Dedeu Costel CNP 166-11-25-04-0075, domiciliat în Comuna Parava, Satul Tăbușan, județul Bacău, în funcție de primar al Comunei Parava, județul Bacău. Prezenta încheiere se comunică de îndată prefectului județul Bacău și secretarului general al UAT Parava, Comuna Parava, județul Bacău. Aceasta din urmă, având obligația aducerii la cunoștință publică prin afișarea prezentei încheieri de la sediul UAT Parava, Comuna Parava, județul Bacău, în cel mult 24 de ore de la comunicare. Executorie. Cu drept de apel în termen de 2 zile de la aducerea la cunoștință publică a prezentei încheieri, cererea de apel se va depune la judecătoria Bacău. Dată în camera de consiliu și pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefiera instanței astăzi 14.10.2020. Cam atât. Felicitări, domnul primar. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Parava. Așa să mă ajute Dumnezeu. Vă invit să dați eșarfa, simbolul. Thank you.
Trebuie. Îi dăm cuvântul domnului, poate are ceva de spus. Da, domnule. Bună ziua tuturor, celor prezenți. În curte celor care mi-l urmăresc, vreau să mulțumesc în primul rând locuitorilor Parava care m-au votat, care au avut încredere în mine și m-au trimis în al patrulea mandat consecutiv, lucru greu de realizat la Parava. Mulțumesc echipei PSD care a fost alături de mine într-o campanie curată, spunem noi că chiar foarte curată. Mulțumesc colectivului primăriei care a fost alături de mine în implementarea proiectelor derulate în cele trei mandate. Mulțumesc conducerii județului Bacău, în special domnului Benea care a fost prezent aici pentru implementarea celor două proiecte realizate pe fonduri guvernamentale BNL 1 și BNL 2 și în special pentru a da curs de metrul mele făcute în nenumărate rânduri pentru modernizarea drumului județean 206B. Mulțumesc vecelui Consiliu Local cu care am colaborat, chiar dacă mai fost unele disensiuni între noi, dar până la urmă l-am finalizat cu bine. Felicit nouul Consiliu Local pentru voturile obținute în alegeri locale din septembrie. Le urez bun venit noilor consilieri locali în colectivul Consiliu Local Parava. Eu voi fi același om. Pentru mine campania electorală pentru alegeri locale s-a încheiat pe 26 septembrie. Sper într-o colaborare fructuoasă și în acest mandat. Pentru o muncă, știu așa, să vedem, o altă muncă. Așa cum ați văzut, v-am dat pe parte din legislația care vă prepara, pe parte cu Angel. Pentru că se desfășoară afară și totul se destul de frig, părerea mea, o să dau foarte, o să scriez puțin legislația. Ne raportăm în principiu la ordonanța de urgență a Guvernului 57 pe 2019 privind codul administrativ, ordonanță care a schimbat foarte mult legislația anterioară, mă refer la legea 57 pe 2001, și ca atare trebuie să ne raportăm la ea. Rugămintea mea este să citiți acest cod administrativ, chiar dacă este foarte scufos, măcar la atribuții în ceea ce privește modul de constituire a Consiliului Local, modul de desfășurare a ședințelor Consiliului Local, care sunt pașii care trebuie urmați în derularea unui proiect de hotărâre. Mă refer după aceea la faptul că acum, în prima ședință, va trebui să depuneți fiecare din domniile dumneavoastră declarație de avere și de interese pentru a fi trimisă la ANI. Dacă nu vă supuneți aceste reguli, sunteți pasibili de amendă dată de către ANI. Declarațiile de avere și de interese le depuneți la mine, am un registru special în acest sens. După aceea, există un regim al incompatibilităților și al conflictului de interese, în sensul că atunci când aveți calitatea de consilier local, legea prohibește anumite activități din partea dumneavoastră. Și vă spicuiesc, regimul incompatibilităților aplicat de funcție de primar și viceprimar, așa, este cel prevăzut de legea 161 pe 2003. Constatarea și sancționarea stării de incompatibilitate și a conflictului de interese pentru persoanele care ocupă aceste funcții se fac în condițiile legii 176 pe 2010. Alesul local aflat în conflict de interese are obligația să se abțină, este foarte important, să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adaptarea actului administrativ, de la încheierea căruia sau participarea căruia este prezent.
și dacă acest act produce folos material pentru sine sau pentru soție, soț, rude, afin până la gradul al doilea inclusiv. Orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligații. O societate la care deține calitatea de asociat unic ori funcția de administrator sau care obține venituri. O altă autoritate din care face parte. Orice persoană fizică sau juridică alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice alte cheltuieli ale acestuia, precum și asociații sau fundații din care face parte. În exercitarea funcției, consilierul local, aflat în una din situațiile prevăzute anterior, are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local această situație, iar eu sunt obligată să consemnez acest lucru în procesul verbal al ședinței. În gerul anunțării interesului personal, consilierul local nu mai este luat în calcul pentru forumul necesar adoptării consiliului cu privire la care acesta și-a prezentat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. Actele administrative emise sau adoptate prin încălcarea acestor reguli sunt lovite de nulitate absolută în condițiile legii 176/2010. Fapta aleșilor locali de a încălca aceste prevederi legale și legislația în materia privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. Bun. Vă mai specific. Prin conflict de interese se înțelege situația în care o persoană ce exercită o demnitate publică sau funcție publică are un interes personal de natură patrimonială care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin Constituției și a altor acte normative. Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice sunt imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public. Restul vă invit să citiți în domniile voastre pentru că este mult de citit și este prim. Dacă nu mai are nimic, dacă nu mai are nici domnul nimic, declar ședința de azi închisă. Da. Eu am avut plăcerea de a veni la dumneavoastră, de a vedea un consiliu local unit. Trebuie să specific procesul verbal, astfel încât domnul consilier să fie de acord cu ceea ce eu specific acum în procesul verbal. Deci, încheierea ceremoniei de constituire, da? Secretarul general prezintă și consemnează în procesul verbal privind ceremonia de constituire a Consiliului Local următoarele. Numărul consilierilor stabilit prin ordin prefectului, conform articolului 171 din codul administrativ, număr 13. Număr consilieri validați de judecătoria Bacău, 12. Număr consilieri locali prezenți la ședință, 12. Număr consilieri locali care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local, 12. Număr consilieri locali care au refuzat să depună jurământul la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local, 0. Număr consilieri locali care absentează motivat conform articolului 116 aliniat 8 din codul administrativ, 0. Număr consilieri locali care absentează nemotivat, 0. Având în vedere faptul că prin ordinul prefectului județului Bacău numărul 225 din 14.07.2020 pentru Comuna Parava s-a stabilit numărul mandatelor de consilieri locali de 13, un număr de 12 consilieri locali declarați au fost aleși validați de către judecătoria Bacău și au depus jurământul și un număr de un consilier local declarat ales a fost invalidat de către judecătoria Bacău, respectiv domnul Dediu Costel, motivat de faptul că a optat pentru funcția de primar, ne aflăm în situația în care este necesară validarea supleanților conform articolului 119 din codul administrativ. Astfel, este necesar validarea unui mandat, respectiv Panainte Ioan, supleant PSD. V-am adus la cunoștință, domnul președinte, puteți să încheiați ședința. Prezentul procesul care a fost încheiat în două exemplare.
Unul va fi numai domnului Busuio Covidu, reprezentant al instituției prefectului. O mai declarat la atât. Da. Trebuie să trecem la diversul. La viitoare.